Eu am să vă supun atenției cinci probleme și chiar colegilor de platou. Cinci probleme cu care se confruntă în momentul ăsta românii. E vorba de reducerea salariilor la bugetari, e vorba de creșterea TVA-ului și de reducerea subvențiilor la încălzire. Trei probleme extrem de importante la care se adaugă efectele inundațiilor și faptul că o să avem un an agricol slăbuț. Toate aceste cinci probleme apasă pe umerii românilor în acest moment. Cum le rezolvă viitorul premier? Că se numește Elena Udrea, că se numește Emil Boc, nu știu, poate să fie Emil Boc 5, 6, că deja mai fost 3, 4 întrebare la care înainte. Așteptăm un răspuns după